Sărbătoare mare la Mălăiești, în comuna Sălașul de Sus. Demonstrații de luptă, salve de tun, dansuri medievale, o paradă a cavalerilor, prezentări de arme, dar și un spectacol de muzică și dansuri populare. De toate acestea vor avea parte hunedorenii care ajung duminică 6 august la cetatea medievală Mălăiești. Aici se va desfășura o nouă ediție a Festivalului Istorie și Tradiții. Festivalul Cetății Mălăiești, Istorie și Tradiții ajunge anul acesta la cea de-a cincea ediție. Evenimentul se va desfășura duminică 6 august. Începând cu ora 12, membrii ai Asociației Castelul din Carpați, Garda Cetății Deva, Cetatea Codrului, Lâncierii și Arcașele Cetății Ardud și Ordinul Scutierilor de Mühlbach din Sebeș își vor instala taberele medievale. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 16, iar programul festivalului cuprinde parada cavalerilor și primirea invitaților, schimb de gărzi și predarea drapelului, salve de tun, prezentare de arme și demonstrații de lupte, dansuri medievale, interacțiune cu publicul. În cadrul festivalului va fi și un târg de produse tradiționale, iar de la ora 19 va avea loc un spectacol de muzică populară. Seara se va încheia cu animații și jonglerii cu foc, dar și cu un foc de artificii. Festivalul este organizat de Primăria și Consiliul Local Sălașul de Sus, Consiliul Județean Hunedoara, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara și Direcția Generală de Administrare, Monumente și Promovare Turistică Hunedoara.